găsit! Sunt Crina Ene și am venit cu informațiile meteo din sud-estul României. Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu abatere termică negativă mai accentuată în regiunile nordice. Cu excepția nord-vestului, extrem al țării, unde regimul pluviometric va fi local deficitar, mai ales în extremitate de sud a teritoriului. Vremea continuă să se răcească, vor fi înnorări și va ploua mai ales în prima parte a zilei, local în sud-est și în unele zone din Carpații meridional și oriental. Vântul va prezenta intensificări la munte și temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 20 de grade Celsius. Luni, în Călăraș, vremea se va răci semnificativ față de intervalul anterior, astfel că temperatura maximă va fi de 18 grade Celsius. Vântul va sufla slab și moderat, iar șansele de precipitații sunt ridicate. Haideți să vedem care sunt temperaturile din sud-estul României. În capitală, cerul va fi înorat, iar maxima zilei indică 17 grade Celsius. În municipiul Slobozia, cerul va fi variabil, iar temperatura maximă este de 15 grade. În Giurgiu, maxima zilei va fi de 16 grade Celsius și în Oltenița, maxima zilei va fi de 18 grade și cerul va fi înorat, iar șansele de precipitații sunt foarte mari. În Tulcea, temperatura maximă va fi de 15 grade Celsius și pe litoral va ploua. În stațiunea Mamaia, temperaturile scad față de zilele anterioare, cerul va fi înorat, iar maxima zilei indică 17 grade. În Mangalia, temperaturile sunt puțin mai scăzute, maxima zilei va fi de 16 grade și în Costinești, temperatura maximă va fi de 15 grade cu ploi și descărcări electrice. În zona montană vor exista perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, iar cerul va fi variabil pe tot parcursul zilei. În Sinaia, temperaturile sunt mai scăzute decât în zilele anterioare, maxima zilei va fi de 8 grade Celsius, iar cerul va fi înorat. În Predeal, cerul va fi variabil, iar maxima zilei indică 7 grade Celsius și în Mohiciu vor exista perioade cu o instabilitate atmosferică, termometrele ne vor indica 8 grade Celsius. Acestea au fost informațiile meteo pentru astăzi, ne revedem mâine, zi plăcută tuturor!